Liderul PSD Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat că obiectivul principal al Uniunii Social-Liberale este să scape România și, evident, și sucevenii de Traian Băsescu și PDL, dar cu variante de candidaturi în urma unor măsurători. Dacă în urmă cu câțiva ani Traian Băsescu se raporta la popor și își aducea aminte de cetățeni foarte des, ba mai mult decât atât mergea să-i vadă prin localități, prin târguri, prin oboare, prin festivaluri, iată că acum Traian Băsescu uită complet de popor și nu-l mai interesează decât cum să-și țină clica portocalie la putere și atât. În acest context, susține socialdemocratul, este nevoie de muncă, pregătire intensă și oameni puternici, pentru că PDL se pregătește să fraudeze alegerile și să cumpere voturi. Nechifor a subliniat că la președinția Consiliului Județean și la primăria municipiului Reședința de Județ vor fi candidați susținuți de ambele partide. De asemenea, el a recunoscut că primarii PSD și PNL în funcție au un avantaj în stabilirea candidaturii pentru 2012, dar nu în orice condiții. Conform spuselor sale, cei care vor fi susținuți de Uniunea Social-Liberală vor avea câștig de cauză. Primarii în funcție au un avantaj, dar nu vor fi susținuți dacă nu sunt doriți de cetățeni, a precizat Cătălin Nechifor. Săptămâna viitoare ne-am propus să declanșăm procedura de strângere de semnături pentru a întreba și noi, sucevenii, chiar dacă Flutur și PDL-ul nu vor, dacă își doresc sau nu ca județul Suceava să dispară. Și vom face această campanie de strângere de semnături într-un termen rezonabil, în câteva săptămâni, în toate localitățile din județ, așa încât să fim convinși, cu toate că noi știm lucrul ăsta, dar să avem și suportul în spate al voinței oamenilor și să decidem într-adevăr ceea ce trebuie și să putem să avem la bătaia politică argumente foarte solide și care înseamnă mii, zeci de mii de semnături pe care le aștept de la suceveni. Pentru că sunt convins că sucevenii își doresc județul Suceava cu capitala la Suceava și nu voievodatul lui Flutur pe la Iași sau în altă parte. Și sucevenii își doresc în continuare să aibă o dezvoltare echilibrată a județului, în care resursele financiare să ajungă în funcție de nevoi și nu funcție de culoarea politică.